100 de lei pe lună, atât vor primi începând de la sfârșitul lunii mai, cei 129 de elevi de la clasele 04. Ideea primarului vrea să combată abandonul școlar, una dintre cele mai grave probleme din învățământul rural românesc. Au fost foarte, foarte entuziasmați și foarte implicați în dezbaterea proiectului. Să știți că toate aceste, trecem, norme, cât absențe, cât să fie penalizat, a fost în urma discuțiilor cu ei și cu părinții și cu cadrele didactice. În primă fază acordăm doar învățământul primar, claselor 0-4, și dacă o să demonstrează că este eficient, o să mergem și spre clasele 5-8, spre gimnazial. Copiii școlii noastre au primit această inițiativă cu mult entuziasm. Au participat la dezbaterea organizată de domnul primar cu mult interes, chiar și-au expus părerile și sunt convinsă că se vor vedea rezultatele. Sumele de bani, dar și sancțiunile au fost negociate de edil chiar cu elevii. Fiecare absență costă 5 lei. Învățătorii de la Corbi spun că părinții sunt foarte încântați de idee, iar acum elevii anunță când au o problemă de sănătate și nu pot veni la școală. Sigur că, că îi va stimula această sumă de bani, doar că cei mici încă vin cu drag la școală, pot să spun, chiar dacă sună așa laudă pentru noi cadre didactice, dar încă vin cu drag la școală, sunt dornici să descopere lucrurile noi. Potrivit hotărârii autorităților locale, se acceptă 5 absențe nemotivate pe lună, însă elevii care vor absenta mai mult de atât vor pierde întreaga sumă. Banii au fost prevăzuți în bugetul anului 2019, iar inițiativa se va aplica pentru întregul an școlar.